lângă mine un prieten care este alături de noi pentru a face din Ploiești în orașul nostru un oraș capital a boxului. Noi suntem o capitală a boxului românesc în Pândorul, dar sperăm să fim și o capitală a boxului românesc într-un campionat mondial care se desfășoară la Ploiești la sfârșitul acestui an, într-o sală de sport care cu siguranță o vom termina până la acea dată. Și sper ca un astfel de eveniment să devină o tradiție pentru orașul nostru, pentru că, avându-l pe Doru aproape, atât în calitatea sa, în prima sa calitate de ploieștean, cât și în calitatea sa de președinte al Federației Române de Box, putem spera că putem accesa la nivel internațional și putem promova numele nostru, de câte ori este ocazia până astfel de eveniment. Mulțumesc, Doru, mulțumesc, Viorel. Eu o să mă rezum. M-a spus atâta și dacă mai aveți întrebări ulterior, sunt pentru mine cu mare drag. O să las pe bunii mei prieteni să vă prezinte evenimentul și despre ce este vorba și ce sperăm noi să aducem la Ploiești. Spune bunii prieteni, am și eu un dosar. De cum ne știți, iubim boxul, ne place boxul și m-am gândit primul lucru la orașul meu, orașul Ploiești. Este un oraș de campioni, un oraș care cred că merită să avem și noi o competiție majoră, campionat mondial. Și de ce nu am fi fetele la... Nu am pune fetele la bătaie, pentru că ele au, în ultima perioadă au ținut boxul la suprafață. Este și motivul pentru care am zis că venim acasă, venim la Ploiești, să fac o competiție, o competiție de care să fim mândri cu toți. Să avem o competiție de campionat mondial. O să las pe Viorel să vă dea cel mai multe detalii și informații despre această competiție. Bună ziua! Vreau să le mulțumesc celor doi campioni, că eu am doi campioni lângă mine, Leonardo Roftei, pe care îl cunosc de foarte mult timp, și un campion al Ploieștiului, care se bate pentru acest oraș să fie cunoscut în lume. Și apropo, vreau să vă reamintiți, l-avem pe Leonardo Roftei și vă mai amintiți că până anul 2002 cineva se chinuia, un prezentator celebru, Michael Buffer, se chinuia să pronunțe numele orașului Ploiești. Era greu pentru el fiind american. Leonard a boxat cu un singur steag al României, nu cu două steaguri, iar domnul primar ține steagul orașului Ploiești ridicat și pentru că s-a asociat cu Leonardo Roftei acest proiect, cred că va reuși să facă cunoscut orașul Ploiești în toată lumea. Este vorba de o competiție la care sunt așteptați peste 400 de sportivi din toate țările lumii. Nu ne-a fost ușor, pentru că în momentul în care am aflat de această competiție, ea deja era atribuită Italiei, mai exact în Catania trebuia să desfășoare, dar Dumnezeu a fost român și ploieștean și a făcut ca să avem noi șansa să candidăm pentru o asemenea competiție. Vreau să vă spun că în istoria boxului românesc au fost decât 4 competiții majore pe care noi le-am organizat. Este vorba de 2 campionate europene. Eu nici nu eram născut, cred că nici unul dintre cei de aici, 1969 și 1963. Iar mondiale am făcut un singur mondial de juniori în 1985. La București, unde Marcelică Tudoriu și Daniel Măiran au câștigat primele medalii mondiale pentru România. Vorbim de ce vrea președintele Federației Române de Box și Federația Română de Box. Ne dorim aur. Leonardo Roftei, ca și Francis Vaștag, au fost doi sportivi care au adus României aur. Până atunci ne băteam mereu la medalii, ajungeam în finală, dar ajungeam greu la aur. Leonardo Roftei a însemnat aur. Francis Vaștag, aur. Vreau să vă spun că din 2005, boxul românesc nu mai are o medalie mondială de aur. Ne-am întors la Federația Română de Box tocmai pentru a câștiga această medalie de aur și ce prilej mai bun să o câștigăm decât aici, acasă, la Ploiești, unde avem șansa să avem niște fete care poate să câștige aceste medalii. Avem în componență 4-5 sportive care, în mod cert, se vor bate la aur dacă nu vor și câștiga medaliile de aur.
vreau să vă dau câteva date tehnice. Întâi să vă arăt sigla sub care candidăm. Aceasta este sigla, Ploiești, este un lup dacic. N-am vrut să-i supărăm pe cei de la petrolul. Dar am folosit un simbol românesc, lupul dacic. Aceasta este sigla sub care noi candidăm. Astăzi a fost ultima zi de depunere a dosarului. Dosarul este aici, nici n-am apucat să-l traduc, dar o să-l punem pe site și o să vă dau informațiile necesare. Acesta este dosarul care la 12 ora României a plecat la IBA, la Lozan. Săptămâna viitoare, ori luni, ori marți, vom fi anunțați dacă am câștigat această competiție. Eu cred că toate persoanele implicate în acest proiect și-au dat mâna pentru a reuși să aducă această competiție la București. În afară de cei doi campioni, cum vreau să le spun și vreau să-i considerați și dumneavoastră, pentru că, credeți-mă, chiar merită, pentru că au făcut ceva deosebit pentru orașul dumneavoastră, vreau să le mulțumesc, în primul rând, ministrului Tineretului și Sportului, domnul Nicolae Bănicioiu, care ne-a ajutat și ne-a dat o hârtie de susținere pe care a trimis-o la IBA. Aceasta este hârtia trimisă de domnul ministru, în care susține această competiție. Domnul Octavian Morariu, președintele Comitetului Olimpic Român, și dânsul ne-a susținut în demersul pe care îl facem, tot cu o hârtie la AIBA. Secretarul de stat Carmen Tocală, unui ploieștean, îl știți, a fost antrenor de basket la Ploiești, este vorba de secretarul general al COR, Ioan Dobrescu, unui prieten de-al meu, deputat PSD, Bogdan Diaconu, cel care a avut și ideea ca pe logo-ul competiției să fie lupul dacic, un patriot, Alin Petrache, îl cunoașteți și el, deputat, Mihai Craiu, care din păcate trece în niște momente dificile în aceste momente, Mihai Căpățână, Adrian Ștefănescu din Ministerul Tineretului și Sportului și, în ultimul rând, vreau să mulțumesc special unui băiat, îl cunoașteți după nume, este vorba de băiatul domnului Titi Tudor, Titi Tudor Junior, îi spun, care ne-a ajutat în demersul nostru, el fiind stabil chiar în Elveția și ținându-ne în permanență la curent cu tot ce se petrece la IBA, cu ultimele informații pentru ca dosarul nostru să fie cel mai bun. Sunt convins că avem cel mai bun dosar. Trebuie să intre mai repede. Da.